Un reprezentant al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor OLT a prezentat în cadrul ședinței de astăzi a Colegiului Prefectural măsurile care vor fi luate în această perioadă. Începând cu 19 decembrie 2015, până în data de 24-12-2015, programul de lucru se va prelungi până la ora 18, inclusiv sâmbăta și duminica. Începând de săptămâna viitoare, medicii veterinari vor lucra suplimentar, inclusiv sâmbăta și duminica. De asemenea, s-au constituit echipe mixte care au început verificările în târgurile de animale din județul Olt. Controlele oficiale în târguri, piețe agroalimentare, unitățile de comercializare a produselor alimentare de origine animală, de genul carmangerii, măcelării, magazine alimentare, supermarketuri, hipermarketuri, precum și din unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor, cantinelor, bufetelor, barurilor, cofetăriilor, au început cu data de 25-11. În fiecare comună va exista un punct pentru efectuarea examenului trichineloscopic. Pentru că sacrificarea porcilor a început deja, reprezentanții DSVSA au demarat controlele în piețe și târguri. În toate piețele agroalimentare și în alte locuri amenajate și autorizate în care vor fi valorificate produse de origine animală și non-animală, în special lapte și ouă, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar și permanența acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, și se vor urmări ouă și produse din carne destinate consumului uman, lapte și produse din lapte. Examinarea pentru depistarea trichinelozei este obligatorie. Cei care nu duc carnea la analize riscă amenzi de până la 2000 de lei. Oamenii trebuie să efectueze analiza nu de frica unei eventuale amenzi, ci pentru că sănătatea lor este mai presus de toate.